Ne-am întors în direct, Mihai, de un studio și ni se alătură acum Florin Mergea prin Skype. Comentăm această perioadă, criza din sănătate, cu vicecampionul olimpic de la Rio, Florin Mergea. Bună ziua! Hristos a înviat! Adevărat a înviat, mulțumesc de invitație! Bună ziua! Acasă! Acasă pentru noi este bine. Mereu ne întoarcem de la turnee acasă și chiar dacă stăm de o lună jumate cu doar o ieșire pe săptămână pentru cumpărături, pot să spun că suntem norocoși că avem o curte mare, un teren de tenis și putem să pot să-mi desfășor activitatea în condiții aproape normale. Dar am văzut că tu ai și o altă pasiune, cursele de mașini, și pentru că a început campionatul național digital, că acum totul s-a mutat în online, digital, totul, da? Totul e digitalizat. Exact, pe circuit. Noi am avut deja prima etapă pe Pro X săptămâna trecută, mâine seară va fi a doua etapă, e circuitul acum, unde mergem? Săptămâna trecută am fost la Silverstone și acum mergem în Austria. Am văzut că tu chiar te pricepi. Așa se pare cel puțin pe acest circuit. Rămâne de văzut. Sunt foarte mulți piloți talentați, atât din scena digitală cât și din realitate. Și nu știu dacă ați văzut precalificările, suntem toți în aproape o secundă, ceea ce înseamnă că va fi o cursă foarte strânsă. Calificările vor fi cruciale și sper ca mâine seara la ora cursei să fiu în cea mai bună formă. Deci care va să zică Dodo e cel mai tare? Știi? Nu știai? Că Dodo îi se spune. Da, Dodo mi se spune, da. De când eram mic. Fac parte dintr-o echipă foarte bună în care am reușit să strângem piloți foarte buni, cei mai buni piloți din unii dintre cei mai buni piloți din sim racing și cred că avem șanse destul de bune. Pentru mine este primul campionat de această anvergură la care iau parte. În general, când vin acasă, doar dau câteva ture așa pe circuit ca să mai liniștez mintea. Dar acum, cu această situație, în lipsa turneelor de tenis, cumva încerc să-mi țin mintea foarte sharp, cum se zice în engleză, prin aceste curse. Pregătirea o fac la fel ca pentru meciurile de tenis, pentru a rămâne cumva în priză. Dar am văzut că participă și românii din campionatul mondial de raliuri. Simone Tempestini e și el, adică sunt și piloți în afară de gamer, de oameni care se joacă. Da, salut pe această cale inițiativa Federației Române de Automobilism Sportiv pentru că au ales să mute în online în această perioadă și avem plăcerea de a fi alături de piloți consacrați din raliu și viteză în coastă și celelalte discipline ale federației. Am văzut că sunt mulți. Da, sunt foarte mulți, toți merg bine. Normal, în primele etape noi avem un avantaj pentru că asta facem în timpul liber. Ei se ocupă cu altele, dar îi văd cum se apropie din spate și de asta și zic, la prima etapă de la Silverstone diferențele au fost un pic mai mari, dar acum se vede că s-au adaptat foarte repede și va fi o cursă foarte interesantă mâine seară. Cât te antrenezi? În momentul de față destul de mult, cel puțin 2 ore pe zi. Oricum nu se compară cu tenisul, dar mă rog, e ceva. În același timp trebuie să țin și antrenamentul meu fizic, deci sunt mai multe lucruri de luat în considerare. 2 ore pe simulator, cel puțin zilnic, cred eu că este destul în momentul de fază. Da, și dacă nu reușești până la urmă să-i bați pe cei consacrați și care se ocupă de așa ceva în viața de zi cu zi, poți să iei la un tenis. Că acolo îi bate zi. Acolo poți să le dai și un avantaj. 6-0, 5-0 și 40-0 și întorci. Da, când se va termina cu pandemia, să sperăm că vom ieși bine din toată această încercare. Este clar că acum fac parte dintr-o comunitate nouă, pentru mine învăț lucruri noi, iau lecții de la unii din ei chiar și este un avantaj sincer pentru mine să cunosc nume mari ale motorsportului românesc și cu care mai departe să am contact. Florin, pe de altă parte, cât transpir după o cursă? Mai să râzi, da. Păi că îi vedem pe piloți când termină o cursă, sunt 4-5-6 kg mai puțin, da. La cea din online? Pentru că țin geamul deschis la mine, ei să fie răcoare, dar emoțiile sunt. Chiar vorbeam zilele acestea cu ceilalți și pregătirea pentru o cursă
mi se pare similară cu pregătirea pentru un meci de tenis. Absolut. Anumite exerciții pe care pot să le fac pentru a-mi dezvolta atenția și vederea periferică le fac și la tenis înainte de meci. Deci cumva emoțiile sunt acolo la start, este un domeniu nou pentru mine și la fel ca la tenis îmi doresc să fiu destul de bun. Păi da, e și bun, domnule, pentru că practic la calitatea motrică numită îndemânare, atât pe teren cât și la volan, fie și în mediul online, ești la fel de bun și atunci e firesc. Dar eu cred că ții geamul deschis ca să ții motoarele răcite, că altfel nu-mi explic. Exact, exact, se încălzește calculatorul repede. Exact. Da, nu, abordarea unei curse în momentul de față va fi ca, la fel ca abordarea unui meci de tenis, pentru că am văzut că în funcție de ceea ce fac în timpul zilei, cât apă beau, cât dorm, cât mănânc, sunt afectate mâinile și picioarele la pedale și cumva linia, pot să zic eu că este un pic mai fină aici în simulator, pentru că tot feedback-ul pe care noi îl primim este mai mult prin mâini și vizual, deci cumva trebuie să fim foarte atenți pe aceste două aspecte înainte de un start de cursă. Bine, acum mă uit la imaginile acelea pe care le avem cu tine de la simulator, mi se pare chiar foarte interesant. Mă tentează și pe mine. Pe bune te tentează, da, să știi. Dar eu am văzut altceva, Florine, acolo. Am văzut o esență de cățel. Ce zice cățelul când te joci la calculator? Când nu e nimeni aici cu mine, am nevoie acum, de toată acum nu, dar mai devreme l-am văzut pe patruped, printre picioarele tale. Da, dacă făceam acele filmări, da, este Mini este cu noi de 2 ani, este aceeași vârstă, aproape aceeași vârstă cu Noa și este nedezlipită de noi. Am înțeles. Mereu o luăm la turneu, o luăm peste tot. Să vă trăiască amândouă. Da. Top, cine termină în top 3, dacă va, și Florin merge dacă termină în top 3 și ține-n pumnii, Federația Română de Automobilism Sportiv oferă pentru 3 persoane cursuri de pilotaj profesionist. Mi se pare foarte tare. Da, da, da. Deci chiar câștigi, adică... Chiar simți că ai participat. Este o motivație aceasta. Păi. Și... Chiar mi-aș dori, și dacă nu ajung în primii 3, să cumva să iau parte la aceste cursuri. Dar unde se va întâmpla chestia asta cu cursurile? Nu știu, o să stabilească federația. Sincer, nu știu detalii în momentul de față. Okay. Cred că nici nu le-au finalizat și le-au eliberat publicului, dar probabil vor fi gata până la final. Abia suntem la etapa a doua, Mihai. Da, 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 sigur. Abia suntem în etapa a doua. Nu se teamă că după ce participi la cursele acestea pe șosea, când o să ieși, o să ai tendința să apeși mai tare pedala? Da, da, da. Nu, în trafic sunt foarte liniștit, de asta mi-am și luat acest simulator, l-am construit acum mulți ani și în fiecare an mai adaug câte ceva pentru a ține aceste dorințe de motorsport pentru mediul virtual sau când voi fi pe circuit la un moment dat. Cred că în trafic trebuie să fim responsabili și în primul rând trebuie să ferim pe alții, cum se spune. Îți dai seama, nu vine un jucător în mine, dar cred că m-am gândit bine ce ar fi făcut John McEnroe, știi? Bine, cum era el pe teren dacă îl pui și la volan? O să-mi pun această întrebare când ne vom întâlni. Ah, bravo! Vorbiți? Vă întâlniți? Se mai întâlnesc. Pe la turnee, da. Pe la turnee, da, normal. Toată comunitatea tenisului este destul de apropiată și vedeți că și în aceste zile grele, cumva ei încearcă să se unească și mai mult și să se ajute între ei. Uh-huh. Florin, tu ce spui apropo de un eventual vaccin care ar urma să apară în piață? Pentru că l-am văzut pe Novak, să adresez această întrebare, pentru că Novak Djokovic a spus că dacă va fi obligatorie vaccinarea pentru a participa la turneele ATP, el va refuza să meargă și se va lăsa de tenis, nu se va vaccina. Da, este un subiect destul de delicat, a spune eu. Deocamdată trebuie să ne gândim în primul rând la sănătatea noastră și nu la tenis. Trebuie să ajungem în punctul în care un vaccin este destul de stabil și testat și demonstrat la scală largă că funcționează. Nu știu dacă aceasta va fi soluția adoptată de către lumea tenisului, dar suntem cu ochii pe ei și vedem ce se va întâmpla. Cert este că este o situație complet nouă, nesigură și nu văd o soluție în momentul de față pentru a reveni în circuit la fel cum eram înainte. Florin Megea, mie îmi plăcea foarte mult de Ayrton Senna, așa că mâine seară când o să mă uit, o să țin cu tine, ca să-mi găsesc și eu pe cineva pe care se susțin, că de-aia te uiți la o cursă, la o competiție, îți simt pumnii, baftă multă, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
Sănătate, sănătate și un și plus să ne vedem lung. Și, acum, da, un și să ne vedem și la tenis. Da. Ne vedem la tenis. Păi da, la tenis să se ieșim afară astăzi. Da, da. Asta înseamnă că n-am eliberat. Atenție la cauciucuri, Florin. Mulțumim tare mult, toate cele bune. Numai bine. Numai bine.